Salut! Astăzi o să vă prezint Full Day of Eating, dieta mea din momentul de față. Așa cum am spus pe story, am început să mănânc puțin mai clean, chiar și în deficit caloric. De dimineață avem prea masă, tocmai am terminat sesiunea de cardio de 20 de minute, iar prea masă, destul de clasic, o să avem fulgi de ovăz, Ease Away Protein de la Prime. Aroma pe care o recomand dimineața este cea de cafe latte, deoarece este singura aromă care conține 25 de grame de cafeină, perfectă pentru dimineață. O să cântărim. Ovăzul în momentul de față este la 80 de grame la această masă. De obicei îl fac simplu, cu apă, îl pun la microunde, iar apoi doar îl mixez cu pudra proteică. Pun destul de multă apă, să fie cât mai volumul, cât mai consistent. O să zic că mi-este destul de foame cu caloriile actuale. Ovăzul e gata și adaug o cupă. Și acum ușor le voi mixa până devine consistent. Iar apoi, ingredientul de bază la această masă, unul dintre cele mai importante glucose disposal pe care le consider, este scorțișoara, dar nu orice tip de scorțișoară, și scorțișoara Ceylon. Aici punem, așa, să zicem, undeva 5 grame. Mestecăm până se face destul de omogen și adăugăm afinele sau câteodată smeură, cum am mix, dar am chef să pun doar afine astăzi. Din nou pe cântar și avem 40 de grame de afine. Cam asta e masa 1, revenim cu masa 2. Masa numărul 2, cu 3 ore mai târziu, avem piept de pui, 100 de grame cântărit înainte de gătire, probabil după gătire a rămas 70 de grame, 80, 50 de grame de orez, tot așa cântărit înainte de gătire, și 100 de grame de fasole verde. Extra, pentru sodium și probiotici, am adăugat murături, de obicei folosesc cartofi. Toată mai folosesc varză murată, foarte mulțumit de digestia pe care o am din momentul când introduc aceste murături pe lângă partea de greens clasică. Și acum am zis, și pentru extra sodium, care mai târziu la antrenament mă va ajuta foarte mult la pompare. Bun, am revenit. Masa 3, din nou 3 ore mai târziu, cam aceste intervalul care îl las între mese. Vreau ca toată digestia să se termine de la masa anterioară și în momentul când am următoarea masă, stomacul să fie relativ cât mai gol posibil. Este o gustare destul de mică această masă, avem o cutie de cottage cheese și pâine de secară integrală fine crisp. Din nou, prioritizez foarte mult digestia, deoarece trebuie să îmbunătățesc corul abdominal și vacuum, trebuie să exersez mult, de asta digestia a devenit foarte prioritară pentru mine. De când am introdus cottage cheese în alimentație, sunt foarte mulțumit, ies foarte bine la toaletă, digestia merge bine și mă simt bine overall. Dacă aș fi avut din nou o masă cu carne aici, probabil vită sau pui, m-aș simți deja foarte îngreunat pentru masa următoare. Revenim cu următoarea masă, masa pre-workout. Am revenit cu masa pre-workout. Avem din nou ovăz cu Ease Away. De data asta am schimbat aroma la Ease Away, o să folosim caramel sărat, aroma mea preferată.
Și cantatea la ovăz este aceeași, deja l-am preparat, însă în loc de afin la această masă, o să vreau o cantitate mult mai mare de fructoză pentru a facilita antrenamentul. Și la prima masă am vrut o cantitate de fructoză, de aia am adăugat afine, dar mult, mult mai mică, doar pentru a umple glicogenul din ficat care pe timpul nopții s-a eliminat. Așadar, afinele, un foarte puternic antioxidant, l-a folosit la prima masă. Acum, înainte de antrenament, vrem să mărim performanța sportivă, așa că folosim banană. De asemenea, aici avem unt de migdale. După cum știți, recomand tuturor clienților mei, prefer o sursă de grăsime monosaturate în la mesele de dinainte de antrenament, tocmai pentru ca glicemia să fie stabilă pe întreaga perioada antrenamentului și pentru a nu avea crash-uri în timpul antrenamentelor. De aceea nici nu prefer tot timpul să folosesc sau să recomand Cluster Dexin sau orice altă sursă de carbohidrați în timpul antrenamentelor, dar despre subiectul ăsta o să vorbim în alt podcast, special doar despre suplimente. Așa că revenim, punem unt de migdale cântărit, 40 de grame, suficient undeva, cred că la 20 de grame de grăsimi, arhi suficient pentru masa pre-workout. Această masă o să o mănânc cu 2 ore înainte de antrenament. Astăzi o să antrenăm spate din nou, iar podcastul cu antrenament de spate o să apară altă dată. Pentru mine ovăzul, așa cum vedeți, este o sursă foarte importantă de carbohidrați și de fibre. Mănânc de 2 ori pe zi. De obicei, unor clienți le recomand dimineața cremă de orez în schimb, însă eu funcționez foarte bine cu ovăzul, reacționez foarte bine. Deocamdată am cantitate mică, 80 de grame la ambele mese. Am observat că după ce trecem de 130 de grame, poate 150 de grame din cauza excesului de fibre care se adună din aceste cantități mai mari de ovăz, unele persoane au mici balonări, mici probleme digestive, de aceea le recomand să înlocuiască cel puțin fie la prima masă, fie la masa pre-workout sau post-workout cu crema de orez. Crema de orez nu are fibre, se digeră mult mai ușor și totul se absorbe mult mai eficient. Dar, așa cum am spus, deocamdată eu prefer ovăzul. Din nou am tranzit foarte bun, foarte echilibrat. Mă simt pompat la sală, am glicogenul, simt că digestia este eficientă, așa că deocamdată nu modific această structură a dietei. Masa după antrenament a fost un antrenament destul de solicitant. Am zis că nu vorbesc despre suplimente, dar totuși trebuie să precizez că am avut 15 grame de BCAA în timpul antrenamentului. Nu am avut niciun fel de shake post-workout. De ce suplimentez cu BCAA? În principiu pentru că, după cum vedeți, am cantitate de proteină foarte mică. Treptat o să încerc să o măresc spre 200-250 de grame, la fel și carbohidrații de la 200 spre 300, poate chiar 400 de grame. Atâta timp cât deocamdată am cantitatea asta mică de proteină, trebuie neapărat să suplimentez cu leucină, ce se regăsește în BCAA, atât în timpul antrenamentelor seara, cât și în timpul cardio-ului dimineața. Bun, acum revenim la masa de după antrenament, care este și ultima masă a zilei, identică cu masa 2, 50 de grame orez, 100 de grame pui și avem 100 de grame ciuperci. Iar aduc aminte de digestie, prefer ciupercile pentru digestie foarte bună, chiar și înainte de somn. În trecut, chiar dacă preferam o sursă proteică mai grea, poate vita, poate ouă, acum prefer, chiar și cu riscul de a mă pune la somn cu o foame destul de accentuată, prefer să mă trezesc cu stomacul cât mai tras dimineața ca să pot să performez vacuum, să mă pot antrena la abdomen foarte bine și de asta deocamdată prioritatea mea rămâne digestia și corul abdominal să-l îmbunătățesc. Cam aceasta este dieta din momentul de față. Până data viitoare să refacem acest video peste o lună și o să vedem ce modificări am făcut între timp și cum a evoluat forma mea
în acest interval. Vă salut și din nou, dacă aveți întrebări asupra nutriției, o să facem un podcast special doar despre nutriție. Aștept întrebările voastre în comentarii. Salut!